Salut! Astăzi vreau să vorbim despre floarea de cristal roz sau denumirea științifică Delosperma coperii. Ea este denumită popular și planta de gheață. Ea este de fapt o plantă suculentă pitică, originară din Africa de Sud. Crește foarte bine în soluri uscate, bine drenate, nisipoase, pietroase. Udarea la această plantă se face destul de rar, pentru că are toleranță foarte bună la căldură și secetă. Crește destul de mică ca înălțime, la o înălțime de 10 cm, dar se întinde ca un covor pe o rază de 80 cm până la 1 metru. Deci dintr-o singură plantă puteți obține, exact cum o vedem aici în imagine, pâlcul acesta din fața casei mele. Din planta mamă am secționat niște butași, îndepărtez câteva frunzulițe și astfel butașul este gata. Acești butași îi voi pregăti pentru înmulțire, adică foarte simplu, îi luăm și îi plantăm direct în pământ. Acum, în începutul de vară. Suntem în data de 16 mai, putem pune la înrădăcinat, la prins aceste mlădițe, acești butași. După cum se vede, îi pun direct în pământ, aici este un sol nisipos, având și piatră prin el, resturi de cărămizi, este un sol rezultat de la recondiționarea casei. Deci nu este nevoie să punem această floare frumoasă într-un sol fertil, într-un sol bogat. Ea se dezvoltă în soluri sărăcăcioase, în soluri nisipoase, pietroase. Iar această porțiune din curtea mea, eu vreau să o acopăr cu această minunată plantă de gheață. Vă recomand. Vă o puteți găsi destul de ușor la florării, încercați-o și voi, puneți-o în curtea voastră și vă veți bucura de ea toată vara. Multă sănătate și aveți grijă de voi!